Două echipaje de descarcerare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Roșiorii de Vede au intervenit pentru salvarea din mormanul de chiare în care a fost transformat autoturismul a celor doi agenți de pază în vârstă de 40, respectiv 36 de ani. Am participat cu două autospeciale pentru descarcerea datorită faptului că fiind accidentat mai grav, am folosit ambele accesorii de descarcere pe mașini și a durat cam o sfert de oră pentru ca să nu producem alte evenimente la persoanele accidentate. Una dintre victime a ajuns la spital în comă profundă. Cei doi au fost stabilizați și trimiși către unități spitalicești superioare pentru a putea beneficia de tratament medical adecvat. O persoană mai în vârstă, circa 40 de ani, cu multiple fracturi, dar conștient. A doua victimă, mai tânără, nu știu precis ce vârstă avea, că nu am intrat în posesia documentelor de identificare, a venit în comă profundă, dar stabil din punct de vedere hemodinamic, cu fracturi la nivelul membrelor toracice și cu o plagă severă la nivelul craniului. Cel mai probabil accidentul s-a produs pe fondul oboselii și al neatenției. Una dintre victime ieșise din tura de noapte, iar cealaltă preluase tura de la colegul său. Poliția efectuează în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.